Abia aștept să vorbesc cu bunii. Salutări, vampire și vampirina! Ce mai faci, țipătoarea mea? Bunii, a reînceput școala, sunt bucuroasă. Eu și mama am făcut cumpărăturile pentru rechizite. Oh, vampirina este colțotastic! O să iau și câteva lucruri din Transilvania. O să iau penarul troll norocos, carte de istorie și regla monstruoasă. Oh, și desigur bânturile pentru povestiții. Hei, 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 mai rar, păienjenica mea! Se vede că ești într-adevăr foarte încântată. Pentru că nu știu cum e școala oamenilor. Sper că mama îmi dă la pachet mâncarea preferată. Și care e mâncarea ta preferată? Fasole neagră săritoare cu sos misterios. Cum îi știu pe ai tăi? Au o grămadă de surprize pentru prima zi de liliac. Adică prima zi de școală, bineînțeles. Oh, așa sper și eu. Pe prof îl cheamă domnul Groază. Va avea și ore de speriotologie sau istoria monștrilor. Mi-a plăcut mult școala din Transilvania. Vreau să fie la fel de speriota culoară și aici. Cred că te vei distra de minune. Deja ai prieteni buni care îți vor fi alături în prima zi de școală. Să-mi spui dacă ai nevoie de mine. Bunii vampira ta te ajută cu drag la orice eveniment școlar. Știi ce se spune? Nu ești destul de fantomă pentru școală. Mersi, bunii. Ai dreptate. Mai vorbim după prima zi și îți voi spune cum a fost. Asta sună minunat, mică țipătoare. Te iubesc, micuțo. Și eu te iubesc, bunii. Vorbim curând. Atingeți ecranele pentru mai multe videoclipuri și nu ratați serialele voastre favorite la Disney Junior.